În cea de-a doua parte a emisiunii vă invit să discutăm despre controversatul proiect de lege la care lucrează Ministerul Justiției. Acesta vizează și acordarea de despăgubiri financiare deținuților care au stat în condiții necorespunzătoare și nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu. De asemenea, vom vorbi și despre nemulțumirile angajaților din penitenciare cu domnul Dorin Șcarli, președintele Sindicatului Penitenciarului Iași. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Între 5 și 8 euro pe zi de spăgubiri ar putea primi deținuții care au stat în condiții necorespunzătoare și ne referim aici la cei care nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu. Pentru telespectatorii care nu știu, trebuie să precizăm că deținuții închiși în condiții necorespunzătoare au beneficiat de reducerea pedepsei cu 6 zile pentru fiecare 30 de zile de detenție. Dar cei care nu s-au încadrat în lege și au ieșit înainte de octombrie 2017 ar putea primi aceste despăgubiri. Asta e proiectul de lege la care lucrează Ministerul Justiției. Ce părere aveți despre acest proiect de lege controversat, care a stârnit reacții și din partea sindicatelor din ANP? Da, din păcate, am observat și noi cu ce se ocupă Ministerul Justiției, acest proiect, iar primii care am reacționat am fost noi, sindicatele din cadrul penitenciarilor. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarilor a reacționat imediat, pentru că nu ni se pare corect, uman și oricum vreți dumneavoastră să interpretați, să premiem, să-i recompensăm pe acei oameni care au comis o infracțiune, o instanță de judecată i-a condamnat la un număr de ani sau s-a luat o măsură împotriva lor. Este o chestie care eu n-am mai auzit să fi întâmplat undeva, cel puțin la noi în România, sigur e o premieră, dar care e posibil să creeze un precedent. Domnul ministru dădea exemplu Italiei, dacă nu mă înșel, că au primit deținuții, oricum dădea două exemple din țări ale Uniunii Europene, deținuții care au primit câte 5 euro pe zi de spăgubiri pentru condiții necorespunzătoare. Da, este adevărat, domnul ministru dădea acest exemplu, dar mi-aș dori să trăiesc și eu în Italia sau în Germania, în țările în care deținuții au fost despăgubiți. De fapt, marea problemă care se pune aici sunt cheltuielile care ar implica dacă această lege va fi aprobată. Păi noi, Federația Sindicală, colegii mei de la București, au și făcut unele calcule referitor la acest aspect. Un deținut, dacă va fi plătit cu 5 euro pe zi, pentru că discuția e undeva între 5 și 8 euro pe zi, pentru fiecare zi executată în condiții necorespunzătoare, statul român va cheltui 370 de milioane de euro. Dacă va fi plătit cu 8 euro pe zi, suma maximă despre care se discută, statul român va cheltui 550 de milioane de euro pe zi. Acum, pentru opinia publică, să vă spun eu ce s-ar putea face cu banii ăștia pe care statul român pare a fi dispus să-i acorde ca și recompense, sau nu știu cum să le numesc, pentru deținuți. S-ar putea construi 1500 de școli cu 8 săli de clasă fiecare. Sau fiindcă tot se pune problema condițiilor din spitale, s-ar putea construi 11 spitale noi cu 450 de paturi fiecare. Oare ce este mai important? Să construim aceste spitale, aceste școli sau să dăm deținuților pentru condiții necorespunzătoare? Vin și întreb, dacă dăm deținuților, pentru că au executat o pedeapsă în condiții necorespunzătoare, victimele acestor deținuți de ce nu primesc nimic? Am văzut că colegii de la București au dat și anumite exemple de deținuți care ar urma să beneficieze în cazul în care se va ajunge la o lege de la infracțiuni de corupție, deținuți condamnați pentru infracțiuni de corupție. Toate se încadrează. Da, toate. 92.000 de deținuți am văzut că da, a fost un caz. Da, e o estimare făcută la nivel de Federație Sindicală. Undeva între 2012-2017 ar fi 92.000 de deținuți care, o parte dintre ei care în 2017 încă se aflau într-un penitenciar din România, au beneficiat de acele zile care s-au... Aici vorbim despre cei care... legea respectivă nu i-a mai prins încarcerați. Vă dați seama cu un deținut care a executat 5 ani, din 2012 până în 2017 și dă 5 euro pe zi, va avea de primit 9.125 de euro. Unui deținut care a executat tot 5 ani, dar i s-ar da 8 euro pe zi, are de primit 14.600.
stau și mă gândesc dacă poate în România n-ar fi cazul să introducă în codul muncii o nouă meserie. Deținut, plătit adică în euro. Ai făcut, ai fost închis în penitenciar, dar te și premie, da. Că tot ai venit aici și mai... Eu înțeleg, statul român pare dispus să cheltuie suma asta, să dea suma asta. Dar stau și mă întreb, pentru noi angajații, pentru noi oamenii care muncim, și nu numai de la noi, și colegii de la poliție, din tot sistemul național de apărare și ordine publică, nu se găsesc bani pentru plata orilor suplimentare, noi nu putem fi introduși în grila salarizare din 2022, aceia nu sunt bani, momentan nu avem bani suficienți, veți fi introduși în etape 2018, 2019, 2020 până în 2022. Dar banii ăștia de unde îi găsesc? De unde apar banii ăștia? Sunt niște sume. Și 5 euro pe zi, dacă le dă, 370 de milioane de euro. Sunt făcute calcule. Acum trebuie să vă zic că chiar dacă e doar la nivel de discuție, ministrul spune că se lucrează la un proiect deja, chiar la Tribunalul Iași este o acțiune în acest sens, un deținut care a fost închis pentru evaziune fiscală și solicită și a calculat el 5 euro pe zi, atâtea zile am stat, vreau despăgubiri de la statul român. Deci deja au început acțiunile în instanță. Chiar un deținut dacă pentru un evaziune deținut. Fiscală. Deci un fost deținut, a fost liberat condiționat și el a calculat. Am stat iar în legea 2012. Este în stadiu de proiect. Da. Deci... Dați-vă seama, după ce această lege, eu sper să nu, dar să zicem că va trece. Pentru... Știm foarte bine, mă scuzați că vă întrerup. Că... ca să despăgubim acești deținuți. Sindicatul are o altă părere, am văzut. Nu. Că nu, hotărârea CEDO nu spune așa ceva. Exact ce spune Federația Sindicală, același lucru spun și eu. În hotărârea CEDO se cere statului român îmbunătățirea condițiilor de detenție. Nu să dea bani persoanelor care au fost private de libertate și au stat în condiții improprii. Iar dacă să vă povestesc de condiții improprii, de ce din 2012 până în 2000? Din câte știu, condițiile în penitenciarul Iași s-au mai îmbunătățit. Cel puțin a fost scos acel al treilea pat etajă. Dar ce am mai observat eu de când ați fost dumneavoastră ultima dată la noi în studio, data trecută când ați fost, erau 1100 de deținuți în penitenciarul Iași. Acum, uitându-mă pe site-ul instituției, 800. Deci față de 1300 câți erau anul trecut înainte de recursul compensatoriu, acum sunt 800. Și capacitatea era 750, nu? Deci mai are un pic și să... Ce s-a întâmplat cu cei 500 de deținuți? Au fost mutați în alte penitenciare? Da. Au recurs compensatoriu, a avut un așa mare efect încât 500 de deținuți au fost puși în libertate? Nu. Un număr important de deținuți au fost transferați din penitenciarul Iași în alte unități penitenciare din țară.